unde se întâlnesc aici așa, cu noul nume. Citeți. Da. Mădălina și Vali sunt doi tineri din Timișoara. Sunt împreună de 2 ani și își doresc să devină o familie în adevăratul sens al cuvântului. Doar că pandemia le-a dat planurile peste cap. Au decis să se căsătorească civil anul trecut, iar în iunie anul acesta să organizeze nunta. Incertitudinea în ceea ce privește modul de organizare a evenimentelor îi face însă pe tineri să amâne evenimentul, deși ar fi mai puțin de o lună până la data stabilită. Nu știm exact dacă o ținem, dacă nu o ținem din cauza restricțiilor, pentru că am înțeles că numărul va fi restrâns. Dacă o facem, trebuie să facem teste la toți invitații sau să aibă vaccin și nu putem să obligăm oamenii invitații să-și facă vaccin pentru nunta noastră. Noi am avut planul făcut pentru anul ăsta, pentru anul următor. Îți dai seama că am vrut să ne căsătorim, să mergem mai departe, să mergem la demiere. Tot s-a dat peste cap. Ce să facem? În Timișoara, pentru 2022, restaurantele au fost rezervate în totalitate în weekend. Așa că rezervări au mai prins doar cei care s-au hotărât rapid să amână evenimentul. Printre norocoși se numără Anca și Alex. Alt cuplu timișorean care s-a cununat civil, însă nu și religios. Tinerii au vrut inițial să se căsătorească anul trecut, nu au mai putut din cauza pandemiei și au amânat pentru luna iulie anul acesta. Acum însă au reprogramat din nou pentru 2022. Au peste 400 de invitați și nu vor să renunțe la niciunul. De ce ați decis să nu mai țineți anul acesta? Pentru că nu vrem să ne ținem evenimentul în condițiile de față și considerăm că oamenii trebuie să se simtă bine. Deciziile mirilor de a amâna evenimentele pentru anul viitor vor mai aduce încă un an dificil pentru toți cei implicați în industria organizării de evenimente, de la proprietarii de restaurante la wedding planner, fotografi și videografi. În proporție de, să zic, 30-40% s-au amânat evenimentele, așadar renunțăm la partea de profit și practic tindem să fim pe zero. Au fost însă și cupluri care nu au putut să amâne nunta, așa că au avut loc în ultimele luni situații dintre cele mai diverse. După atâta a stat acasă, acum avem în acest sezon nuntă și botez, evenimentele 2-in-1. Avem situații în care va trebui făcut botezul, iar nunta se mută pe anul viitor, pentru că este în continuare un eveniment mare. Și tot felul de combinații de genul acesta la care nimeni nu se aștepta. Reprezentanții Asociației Furnizorilor din Industria Nunților au propus guvernului 3 scenarii, verde, galben și roșu, în funcție de numărul de cazuri de COVID-19. Aceștia propun ca în scenariul roșu nunțile să se poată desfășura după 15 mai, dacă participanții sunt testați, vaccinați sau au trecut prin boală.